Oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, mă bucur că este ora 4 și mă bucur și mai mult că ne putem reîntâlni într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi, iar eu sunt aceeași Consuela Bălașa, care vă va încuraja din nou să ne scrieți întrebările voastre, pentru că acesta este marele avantaj că suntem în direct. Cancerul este una dintre cele mai importante cauze de deces prematur, la vârste cuprinse între 30 și 69 de ani, în 134 de țări, ne informează OMS, atât la femei cât și la bărbați. Conform statisticilor, în anul 2020, una din 11 femei au murit din cauza cancerului. În cazul femeilor, cele mai frecvente cancere sunt cancerul mamar, colorectal, cancerele sfere ginecologice și cel pulmonar. Și în România, cancerele ginecologice ocupă, din păcate, un loc fruntaș și sunt diagnosticate frecvent în stadii avansate, deși nu de puține ori ar putea fi vindecate. Despre acest subiect vom vorbi astăzi cu dr. Cristian Jumuga, medic ginecolog, specializat în diagnosticarea și tratarea cancerelor genito-mamare. Vă salut și mă bucur mult că suntem împreună azi. Bună ziua și eu și mă bucur de invitație. Atunci când avem pentru prima dată un invitat în platoul nostru, vrem să-l cunoaștem puțin mai bine și să creăm acest bonding de relație. Aș vrea să vă întreb de ce ginecologie și de ce această plecare către aceste tipuri de cancer? Sigur, în primul rând, de mic mi-am dorit să fiu medic, nu neapărat medic ginecolog, dar să fiu medic. În momentul în care am intrat, ca să zic așa, la Facultatea de Medicină de aici din București, în primele câteva locuri, nu știam exact ce o să vreau să fac, medicină generală, chirurgie, medicină de laborator, însă stagiu cu stagiu în practica medicală, încet, încet, mi-am dorit să devin medic ginecolog pentru că mi-a plăcut foarte mult această specialitate în care pot să îmbin și partea clinică, partea ecografică, partea chirurgicală, partea de afecțiuni benigne, de afecțiuni canceroase și, sigur, să urmărești o sarcină de la un milimetru ecografic până la a ține în brațe un nou-născut, mi se pare ceva fantastic. Iar această specialitate mi-a oferit, ca să spun așa, toate aceste bucurii sau plăceri ale medicinei. De aceasta mi-am dorit să devin ginecolog. Nu știu dacă neapărat specialitatea noastră sau eu, în mod personal, îmi doresc neapărat să diagnostichez sau să tratez cancere, însă specialitatea noastră de obstetrică ginecologie e o specialitate foarte largă, cu foarte, foarte multe supra-specializări și sigur că dacă vrei să faci bine ceva, e bine ca la un moment dat să te axezi, să te supra-specializezi într-o anumită direcție. Eu, în activitatea mea, de zi cu zi, mă ocup atât de patologia benignă, cât și de patologia canceroasă, cât și de sarcini, pentru că o pacientă, în momentul în care intră în cabinet, de cele mai multe ori nu știe diagnosticul și nici nu tu nu știi ce are acea pacientă. Nu o să-ți intre în cabinet doar pacientele care știu sau cred că au cancer. Să tu trebuie să știi să diagnostichezi concret pacienta și să o ajuți. Vă mulțumim pentru că sunteți acolo să ne primiți, mai ales că vorbim despre o sferă destul de sensibilă și cred că de aceea și femeile evită uneori să meargă la medic atunci când simt cel mai mic simptom, pentru că încă se păstrează această rușine de a merge să vizite medicul. Exact asta ne dorim să facem astăzi, să informăm corect și complet, astfel încât să avem această plecare către medic, indiferent de semn sau de calendar, pentru că de foarte multe ori ar fi bine să mergi la medic doar pentru că a trecut un an, nu pentru că au apărut anumite simptome. Sigur că da, din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al medicilor, ar fi bine ca orice femeie să meargă periodic la medic, chiar dacă nu prezintă niciun fel de acuze. Este așa numită evaluare de rutină. O femeie aparent sănătoasă, adică pe care nu o deranjează nimic, nu înseamnă neapărat că este o femeie sănătoasă. Personal militez pe cât posibil și în cabinet și extra cabinet. Spitalul în care lucrez este implicat la ora actuală într-o campanie de conștientizare a acestor boli. Suntem implicați în emisiuni TV, radio, articole publicate și, sigur, în viața de zi cu zi și în munca noastră de zi cu zi în cabinet, în a informa pacientele. Ne facem datoria să le informăm. Vorbeam înainte de a intra în platou, mai în glumă, mai în serios, că ultima pacientă pe care am consultat-o înainte de a veni la TV era, dacă vreți dumneavoastră, cazul perfect de prezentat, ca să zic așa, într-o emisiune. O doamnă cu un dosar medical foarte gros, cu un cancer de col uterin avansat, care își căuta cumva o rezolvare.
Apropo de ce încercăm noi să spunem, hai să prevenim, mai ales când vorbim despre cancerul de col uterin, el poate fi prevenit cu brio și nu să ne chinuim să-l tratăm cu tratamente foarte agresive și de multe ori, din păcate, dacă stadiul este prea avansat, fără succes. Revenind, recomandăm pacientelor să vină periodic la medic, chiar dacă nu le supără nimic. Și dacă vorbim despre prezentarea la medic, eu militez pentru evaluare genitomamară, personal mă ocup de patologia ginecologică și patologia sânului și putem realiza într-o singură vizită screeningul genitomamar despre care vorbim atât. Pentru că e foarte important, se întâmplă de multe ori să mă duc la un medic pentru un consult ginecologic, la altul pentru un consult la sân, la altul să-mi fac o ecografie de sân, la altul să-mi fac o mamografie, o ecografie transvaginală, un Papa Nicolau. La un moment dat, în zilele în care trăim și ritmul nebun al vieții în care trăim, este destul de complicat să mergem în 10 locuri. Faptul că unii dintre noi putem oferi într-o singură vizită paciente o evaluare genitomamară completă, realizată de către un specialist al domeniului, este foarte important. Vă spun cum procedez eu cu pacientele mele. Le recomand ca, dacă nu există niciun fel de acuze, dacă nu există niște factori de risc deosebiți în familie, dacă nu există o anumită patologie specială care să necesite o monitorizare specială, deci dacă vorbim strict despre evaluarea de rutină, să vină o dată pe an pentru evaluare ginecologică completă, care trebuie să includă consultul clinic genital, ecografia transvaginală, examenul Babeș Papa Nicolau, uneori testarea pentru virusul HPV, care e necesară la anumite intervale de timp, și în aceeași vizită, la fel de bine, putem efectua consultul clinic al sânilor și respectiv ecografia mamară bilaterală cu elastografie. Iar dacă pacienta a trecut de vârsta de 40 de ani, sigur, avem nevoie să adăugăm și mamografia bilaterală. Într-o singură vizită, pacienta poate să facă toate aceste investigații, iar la sfârșit, practic, avem un diagnostic care poate să însemne evaluare normală și recomandarea de evaluare de rutină sau uneori putem identifica probleme precoce. Ne bucurăm, așa cum am spus noi la început, că sunteți acolo și ne bucurăm și mai mult pentru că ne puteți prezenta aceste informații, pentru că, da, într-adevăr, din cauza agitației și timpului relativ scurt liber pe care îl avem, aceste drumuri multiple ne cam împiedică, după ce că avem această reținere de a merge la medic, să știm că ne așteaptă și o întreagă plimbare și o întreagă așteptare pe holuri, ne ține mai degrabă acasă decât să ne trimită către medic. Ne-am ales un subiect dur astăzi și complicat, dar mă bucur pentru că veniți către noi cu această deschidere și cu această informație de care avem nevoie și chiar mă gândeam că un om atât de plăcut este invitatul ideal pentru a pune pe masă această problemă delicată. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer genital în România? Așa cum spuneați în deschiderea emisiunii, de departe, cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femeie, însă astăzi nu discutăm despre cancerul de sân, ci despre cancerele ginecologice. În cadrul cancerilor ginecologice, locul 1 ocupă, din păcate, cancerul de col uterin, urmat pe locul 2 de cancerul de endometru, adică cancerul dezvoltat în interiorul cavității uterine, și locul 3, cancerul de ovar. Acestea sunt cele mai frecvente 3 cancere de sferă genitală cu care ne confruntăm toată ziua bună ziua în practica medicală. Atunci când vorbim despre cauzele care declanșează cancer, ori ne împiedicăm, ori avem parte de foarte multe răspunsuri și nu prea știm exact să facem ordine între ele. În cazul cancerilor genitale, avem cauze concrete la care putem fi atenți? Da. În general, nu neapărat în cazul cancerului genital, în general, când vorbim despre cancer, nu prea vorbim de cele mai multe ori despre cauze concrete, pentru că de cele mai multe ori nu cunoaștem cauza concretă a cancerului. De aceea, de cele mai multe ori vorbim despre factori de risc. Cu toate astea, o să insist un pic pe cancerul de col uterin, pentru că aici putem să spunem de fapt că avem o cauză. De aceea și putem preveni cu brio, spun eu, cancerul de col uterin. Infecția cu virusurile HPV putem spune că reprezintă cauza care duce la apariția cancerului de col uterin. Sigur că, gândind în modul acesta, înseamnă că orice femeie care mai devreme sau mai târziu se va infecta cu una sau mai multe tulpini HPV, va face în timp cancer de col uterin. Ori acest lucru nu este adevărat. Infecția HPV reprezintă într-adevăr cauza principală, triggerul, declanșatorul, dar cu toate astea, marea majoritate a femeilor care se infectează cu HPV, și între noi fie vorba, nu prea există femei care să nu se infecteze, femei, bărbați care să nu se infecteze cu HPV de-a lungul vieții, de cele mai multe ori, de fapt, nu știu acest lucru. Aceste femei care se infectează cu virusul HPV, de cele mai multe ori, nu știu că s-au infectat,
nu dezvoltă niciun fel de afecțiune și își trăiesc viața liniștite, fără să știe că la un moment dat al vieții dumnealor au făcut cunoștință cu acest virus. Infecția cu HPV, cum spuneam, este factorul principal, este cauza, dar din interacțiunea acestei infecții cu HPV cu organismul gazdă, de fapt, se poate naște uneori cancerul. Pentru că atunci când acest HPV găsește un teren propice, cu o imunitate scăzută în general, cu un stil de viață nesănătos, poate să apară și cancerul de col uterin. În cazul cancerului de col uterin, din fericire, spun eu, de la momentul infecției cu virusul HPV și până la momentul apariției cancerului de col, de cele mai multe ori trece o perioadă de timp lungă, de ordinul multor ani, poate chiar 10 ani, nu vorbesc despre situațiile particulare în practica medicală, în care, sigur, de la o infecție HPV în 2-3 ani poate să apară cancerul de col. Există așa ceva. Dar acestea sunt evoluții neobișnuite. În mod uzual, de la momentul la care s-a infectat o pacientă cu HPV și până când apare cancerul de col uterin, trec 5, 10, 15 ani. Asta ce înseamnă? Că pacienta are timpul necesar să vină la medicul ginecolog. Așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, noi spunem în general ginecologii, veniți odată pe an. Pentru că nu știu, ai venit anul acesta, să zicem, și poate boala e la debutul debutului. Din vari motive scapă. Cu siguranță nu va scăpa în al doilea an, nu va scăpa în al treilea an. În general, pacientele pe care le diagnosticăm cu cancer de col uterin ne spun, n-am mai fost la ginecolog de 15, 20, 30 de ani. Și vin doar atunci când simptomele sunt evidente și când diagnosticul este de asemenea evident. Deci, revenind, în cazul cancerului de col uterin, putem spune că cunoaștem cauza, infecția cu virusul HPV. Dar aceasta este o situație particulară. Din momentul în care pacienta s-a infectat cu HPV, a apărut o leziune precanceroasă, ușoară, severă, și respectiv până la apariția cancerului de col uterin, noi avem timpul necesar, făcând evaluările necesare, să punem diagnosticul, să cupăm evoluția de la col sănătos, col cu leziune precanceroasă, col cu cancer, și astfel încât putem preveni apariția cancerului de col uterin. Și pentru că cunoaștem cauza acestui cancer, vaccinarea împotriva infecției cu HPV este una dintre măsurile foarte importante de profilaxie a apariției cancerului de col uterin. Dacă ne referim însă la cancerul de endometru și la cancerul de ovar, celelalte două cancere relativ frecvente de sferă genitală, nu putem să spunem că știm cauza. Cauza este necunoscută. Sigur că vorbim de o anumită predispoziție genetică, vorbim de un stil de viață nesănătos, vorbim de anumite tratamente care se fac de-a lungul vieții și tot așa. Dar vorbim despre factori de risc, despre factori favorizanți, nu vorbim despre o cauză clară. Până la urmă, orice femeie care are sau nu are mai mulți factori de risc pentru o anumită afecțiune poate să dezvolte boala respectivă. Și până la urmă, acești factori de risc, care sigur e important a fi identificați, au valoare statistică, pentru că pacienta din fața ta, din cabinet, care are sau nu are mai mulți factori de risc, este candidată pentru orice boală și tu trebuie să vezi așa lucrurile. Aș vrea să vă întreb, ca femeie care amână momentul de a deveni mămică, femeile care împingă acest rol de mămică sau care chiar renunță la el, sunt mai predispuse către cancer de ovar sau de endometru? Ne protejează în vreun fel sarcina? Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră. Amânarea sarcinii sau lipsa sarcinii crește riscul și pentru cancer de sân, crește riscul și pentru cancer de endometru, crește riscul și pentru cancer de ovar, cu alte cuvinte, pentru toate cele trei cancere. Acum, nu putem să obligăm pacientele sau să le batem la cap fiind în cabinet, trebuie neapărat să aveți 1, 2, 10 copii, astfel încât să vă scădeți riscul de cancer de sân, de ovar, de endometru. Este decizia fiecăreia dintre femei dacă dorește sau nu dorește să devină mămică la un moment dat și vârsta la care dorește să devină mămică. Sigur că noi facem recomandări de vârstă. Încercați să obțineți sarcina până la vârsta de. Încercați să alăptați. Dar viața de zi cu zi așa cum este și fiecare femeie, până la urmă, are propriile decizii. Noi trebuie însă să fim alături de aceste femei, de aceste paciente și să le ajutăm și atunci când sunt probleme să le diagnosticăm la timp.
mă simt onorată că am în platou oameni care vin către noi cu această deschidere și cu aceste informații complete. Sper din suflet că aveți și timpul necesar pentru a povesti toate aceste lucruri cu pacientele, pentru că știm că ne presează pe toți. Dragilor, vă încurajez să ne scrieți întrebările voastre, fie că vă aflați în live-ul de pe YouTube, fie că ne scrieți telefonul 0733004455. Noi suntem aici până la aproximativ 5 fără 10, doritori și dornici să citim întrebările voastre, să le oferim și răspuns, pentru că doar așa putem fi relevanți pentru voi. Îmi continui seria de întrebări și aș vrea să vă întreb, în cazul femeii sănătoase sau în cazul femeii care se simte sănătoasă, care este momentul oportun pentru a se prezenta la medic și pentru ce investigații? Știu că ni le-ați prezentat puțin mai devreme. Da, am prezentat în deschiderea emisiunii principalele tipuri de investigații pe care ar trebui să facă orice femeie. Din punctul nostru de vedere, orice femeie care a devenit activă sexual, ca să spun așa, că multe pacienți întreabă de la ce vârstă să vin, de la 17 ani, de la 20 de ani. Noi spunem că în momentul în care o femeie a decis că trebuie să înceapă viața sexuală, e o decizie de maturitate, în momentul ăla trebuie să-ți și asumi o serie de lucruri, inclusiv ideea de a te prezenta periodic la evaluarea genitomamară de rutină. Iar evaluarea de rutină ar trebui să includă din unghiul ginecologului și din unghiul meu personal exact evaluarea despre care vă vorbeam. Evaluarea clinică este foarte importantă, ginecologică și a sânilor, evaluarea ecografică, ginecologică și a sânilor, examenul Babeș-Papanicolau, testarea HPV, cam acestea sunt investigațiile care ar trebui să fie efectuate de rutină, cu o anumită cadență, de către toate femeile care au devenit active sexual și, sigur, de-a lungul vieții, în funcție și de vârstă, în funcție și de factorii de risc, în funcție și de problemele care apar la evaluările în dinamică, se mai pot adăuga cu siguranță și alte tipuri de investigații. Dar acelea sunt investigații de a doua linie, de a doua etapă, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. Printre discuțiile pe care le-am mai avut așa în mediul salonul citadin, am observat că femeia atunci când își dorește să obțină sarcina este destul de prezentă pe la medic, ca să-și facă toate aceste verificări, dacă sunt aptă, dacă este ceva neregulă, ce am de făcut pentru a pregăti corpul pentru o viitoare sarcină. Are loc, evident, perioada aceasta frumoasă de aproape 9 luni de zile, după care, în momentul în care a devenit mămică, încep să strărească considerabil aceste vizite, chiar să uite că în fiecare an ar trebui să o vadă un medic ginecolog. Aș vrea să vă întreb de ce credeți că se întâmplă acest lucru și care este vârsta pe care, în general, cancerul din sfera ginecologică o preferă. Da. Apropo de rărirea vizitelor de după naștere, sigur, și eu am acasă doi copii și știu ce înseamnă să ai copii. Cu siguranță, aceste mămici au, cel puțin în prima perioadă, multe greutăți pe cap și probabil că mai uită să ajungă și la medic. Dar să știți, cel puțin, eu vorbesc despre pacientele cu care eu am de-a face de zi cu zi. În general, sunt paciente compliante care respectă recomandările și vin la controlele pe care noi le indicăm, inclusiv după naștere, în perioada de alăptare, după ce încheie perioada de alăptare. Nu generalizez, reu, vorbesc despre pacientele mele. Este bine ca după ce, să zic așa, ne-am liniștit cu alăptatul, e bine să ne reluăm obiceiurile pe care le aveam și înainte, adică evaluările periodice genitomamare. Care sunt avantajele sau sunt avantaje pentru că îmi păstrez același medic ginecolog de la începutul vieții mele sexuale până la 70 de ani? Da. Personal chiar recomand pacientelor, chiar pacientelor care nu au fost niciodată la mine și vin pentru prima dată și cumva chiar face parte din discuția inițială și le informez că e foarte important să încerce să se țină de medicul ginecolog care le cunoaște istoricul, pentru că de multe ori diagnosticul corect în practica medicală sau deciziile terapeutice corecte în practica medicală țin și de ce se întâmplă cu evoluția în dinamică a unei anumite afecțiuni. Spre exemplu, o pacientă poate să aibă un fibrom uterin, o patologie extrem de frecventă, nu cred că e femeie care să nu fie auzit despre fibrom. De multe ori nu iei decizii pe o vizită medicală. Ai găsit un fibrom, gata, trebuie să iei o anumită decizie. De multe ori decizia o iei cunoscând istoricul pacientei, ce o deranjează acum, are sau nu are nașteri și, de asemenea, ce se întâmplă cu el în dinamică. Pentru că una este când crește, vezi că se dublează în dimensiuni în 6 luni și alta este când vezi că la un an are aceeași dimensiune. Deci este foarte importantă evaluarea în dinamică. Cum la fel de importantă, sigur, poate fi și evaluarea de tip second opinion, atunci când poate diagnosticul este unul mai dur și ne dorim și o a doua opinie de la cineva care poate este mai avizat, este bine să facem și asta. Revin, este important să avem un medic ginecolog curant de care să ne ținem, pentru că deciziile diagnostice și deciziile terapeutice vor fi cele mai corecte, mai echilibrate.
Ajungem și la doamnele sau femeile care reușesc să simtă, să resimtă anumite semnale pe care organismul le trage. Care sunt acele semnale la care ar trebui să ațintim urechile și să ne adresăm către medic? Unde nu ar trebui să mai facem rabat sau să mai amânăm? Da. Sigur, vorbim acum la modul general. Cum spuneam, o pacientă care constată sau nu constată niște modificări, nu știe ce diagnostic are sau dacă are, de fapt, un diagnostic sau ceva grav. După cum nici medicul, în momentul în care pacienta intră în cabinet, nu știe concret dacă acea pacientă are sau nu are o boală gravă. Dacă ne limităm strict la discuția despre cancerele ginecologice, trebuie să știm că, în general, aceste afecțiuni grave au o etapă inițială mai lungă sau mai scurtă, spune noi, asimptomatică. Ce înseamnă asta? Pacienta pur și simplu este și se consideră perfect sănătoasă, nu supără absolut nimic și poate se prezinte la medic, iar diagnosticul poate fi unul semnificativ. De aceea, nu mă supără nimic, nu înseamnă neapărat că sunt sănătoasă. Merg la medic, așa cum spuneam, la evaluarea de rutină. În momentul în care însă apar niște modificări, cu atât mai mult trebuie să merg la medic și aș enumera câteva dintre semnele sau simptomele care ar trebui să atragă atenția pacientului și care ar trebui să le trimită la medic imediat. Cel mai important este o sângerare anormală pe cale vaginală și când spun asta mă refer la pacientele care încă au menstruație. În momentul în care constată că acea menstruație, care avea anumite caracteristici, pacientele în general sunt obișnuite, are un anumit flux, durează un anume număr de zile. În momentul în care vezi că menstruația cu care e obișnuită s-a schimbat, a devenit evident mai abundentă și acest lucru persistă de la lună la lună, durează mai multe zile și a schimbat aspectul, cu atât mai mult dacă vezi că apar sângerările între menstre, numim noi medicii metroragii, și nu trebuie să fie foarte abundente, sunt suficiente și câteva picături de sânge. În momentul în care ai constatat aceste tulburări menstruale, trebuie să mergi la medic. În spatele acestor tulburări se pot regăsi toate cele trei tipuri de cancere menționate ca și cancere ginecologice. 2. În momentul în care pacienta constată apariția sângerelor la contact sexual. Sigur, nu înseamnă că în spate trebuie să regăsească neapărat o boală gravă, dar noi ginecologii, în momentul în care pacienta se prezintă în cabinet și ne vorbește despre sângerări la contact sexual, deja ne gândim la o posibilă leziune precanceroasă sau canceroasă a colului uterin. E primul lucru la care ne gândim. Sigur, de multe ori sunt explicații banale, dar trebuie să ne gândim în primul rând la ce este mai serios. 3. Durerile abdominale și pelvine. În momentul în care o pacientă constată că încep să apară niște dureri în partea de jos a abdomenului, în stânga, în dreapta, în întreg abdomenul, ar trebui să gândească, între altele, să ajungă și la medicul ginecolog. 4. Tulburările urinare. Sunt paciente care constată la un moment dat că urinează mai des decât urinau sau cu dificultate. Sau am mai avut și paciente care nu mai puteau să urineze, aveau dificultăți la urinat. Între altele, sigur, merg la medicul urolog, la medicul specialist de sferă urologică, dar nu uit să merg și la medicul ginecolog. Tulburările de tranzit intestinal. Sunt paciente cu constipație, paciente cu senzație de balonare, paciente care în primul rând se gândesc la patologia, pe bună dreptate, se gândesc la patologia digestivă și merg în primul rând la gastroenterolog. E bine să ajungă și la medicul ginecolog, asta dacă nu cumva oricum de multe ori medicul gastroenterolog, care știe că aceste simptome pot să aibă în spate și alte patologii, trimite pacienta către medicul ginecolog. Am enumerat câteva dintre semnele care ar trebui să atragă atenția pacientelor să se prezinte cât mai repede la medic. Apropo de sângerări, vreau să vorbesc particular, dacă vreți, despre sângerarea la femeia în menopauză. Dacă aceste menstruații mai abundente, mai lungi, sângerări între menstruații de multe ori la pacienta de sub 45-50 de ani, adică la care menstruația încă este prezentă, poate să aibă explicații relativ banale, mai puțin semnificative, polipendometrial, fibrome, hiperplazii de endometriu, etc. La femeia în menopauză, adică femeia care de cel puțin 12 luni n-a mai avut nicio sângerare, așa spunem noi clinic, că s-a instalat menopauza, la o femeie în menopauză la care apare o sângerare, întotdeauna ne gândim la boli grave. În primul rând la boli grave și cea mai frecventă cauză de sângerare în menopauză este cancerul de endometru sau cancerul de coluterin. De aceea o pacientă care este în menopauză este suficient să aibă doar o pată roze pe șervețel, ca să spun așa, nu trebuie să curgă sânge gârlă, a doua zi trebuie să fie la medicul ginecolog.
Cam acestea ar fi, să spunem, semnele mai importante și mai frecvente de alarmă care ar trebui să atragă atenția și să trimită pacienta la medicul ginecolog pentru evaluare. Mă bucur extrem de mult pentru că ne-ați spus că și femeia ajunsă la menopauză trebuie să meargă în continuare medicul ginecolog, pentru că de foarte multe ori am observat această tendință. Dacă am ajuns la menopauză, gata, s-a pus stop la tot, inclusiv la viața personală, și consider că nu neapărat că sunt protejată, dar nu mai prezint un interes pentru medicul ginecolog. Fetele nu mai sunt, copilași nu mai au cum să mai apară, ciclul menstrual nu mai am, așa că s-a oprit. Nu s-a oprit, păstrăm această relație strânsă cu medicul ginecolog, pentru că el rămâne prietenul nostru multă vreme și de acum încolo. Femeia are o capacitate fabuloasă de a se împrieteni cu durerea. Noi simțim disconfort uneori și la ciclul menstrual și atunci zicem, ok, am devenit femeie, trebuie să ne împrietenim pentru că vom fi nedeslipiți. Se întâmplă ceva în această perioadă sau sunt semne în această perioadă la care ar trebui să fim atente, care să ne trimite la medic, în ideea că pacienta tânără se gândește că este protejată și nu are cum să facă cancer? Am înțeles. Dacă vorbim strict despre durere și în special despre durere la femeia care încă are menstruații, sigur că durerea la menstruație sau durerea abdominopelvină în afara menstruației poate să aibă nenumărate explicații ginecologice și nenumărate explicații extraginecologice, digestive, urologice, etc. Dacă vorbim despre durerea la menstruație sau despre durerea abdominopelvină din afara menstruei la o femeie de sub 45-50 de ani, sigur că poate să aibă în spate și, ca și explicație, un cancer de sferă genitală din cele menționate. Și cancerul de ovar și cancerul de coluterin pot să genereze dureri, dar în general în stadii avansate de boală. Cancerul de endometru, sigur, poate să apară și la femeia care încă nu este la menopauză și semnul princeps în cancerul de endometru este sângerarea. Adică o pacientă care să aibă drept manifestare, care să o alarmeze durerea și nu sângerarea normală în cazul cancerului de endometru este neobișnuit și oricum este neobișnuit la o femeie în premenopauză, ca să spun așa, la femeia tânără sau femeia în premenopauză. Revenind, durerea la femeia de tânără sau de premenopauză ca semn principal al cancerului de sferă genitală are importanță mai mică. Cea mai mare importanță o are tulburarea menstruală, sângerarea anormală, în special pentru cancerul de coluterin. Pentru cancerul de endometru, în special în premenopauză, așa cum spuneam, pentru că este mult mai rar în practica medicală cancerul de endometru la femeia de, eu știu, 30-40 de ani. Iar pentru cancerul de ovar, din păcate, simptomatologia este destul de ștearsă, ca să spun așa. Pacienta care dezvoltă cancer de ovar, de cele mai multe ori se gândește la orice, numai la ginecolog, și la cancer de ovar nu. Cancerul de ovare, din păcate, este un cancer foarte agresiv. N-are, cel puțin în etapa inițială de debut și de evoluție inițială, nu are simptome caracteristice care să te trimită rapid la medic. Pacienta se sesizează poate o ușoară oboseală, parcă îi se pare că abdomenul s-a mărit în dimensiuni, poate are un pic de greață, de balonare, dureri nespecifice abdominale și se gândește la orice și eventual merge pentru o evaluare la medicul de familie sau la medicul generalist sau la gastroenterolog, numai la cancer de ovar nu. În momentul în care cancerul de ovar a ajuns într-un anume stadiu evolutiv, pacienta scade foarte mult în greutate, abdomenul crește foarte mult în dimensiuni, pentru că se dezvoltă niște mase tumorale în abdomen, se dezvoltă lichidul de ascită, cum spunem noi, burtica se umple cu lichid. Deja boala respectivă este într-un stadiu avansat și în principiu orice medic de orice specialitate, nu neapărat ginecolog, deja realizează că avem de-a face cu o patologie severă și deja se gândește la cancerul de ovar. Primim o întrebare pe WhatsApp și mă bucur foarte mult că ați început să ne scrieți. Felicitări pentru emisiune și pentru invitat. Cancerul uterin se vindecă, paciente de 54 de ani. Ce metode? Mulțumesc! Da. Când spunem cancerul uterin, în general noi ne referim la cancerul de endometru. Și corpul uterin și colul uterin aparțin uterului, dar sunt două localizări diferite. Boli care se manifestă diferit, boli care se tratează diferit. Cancerul de endometru, aș spune că este varianta, dacă putem spune așa, în formele lor standard, cancerul de endometru este cel mai blând. Și
și eu personal, dar și mulți alți colegi de mei ginecologi, suntem obișnuiți să diagnosticăm acest cancer de uter în stadiul 1, tocmai pentru că el foarte precoce devine manifest clinic prin sângerarea normale, realizăm acea histeroscopie cu biopsie și realizăm diagnosticul de cancer endometrial și dacă pacienta nu a stat 5 ani acasă cu sângerări și a pierdut timpul și a venit la timp, punem acest diagnostic în stadiul 1, când tratamentul este în 99% din cazuri chirurgical, rezolvăm problema, iar pacientele după aceea își văd de viață ca și cum nu ar fi avut un diagnostic de cancer și sunt obișnuiți să văd toată ziua bună ziua la control paciente pe care le-am operat de multă vreme de cancer de endometru, cărora le-am spus, veți fi sănătoase și vin la control și chiar sunt sănătoase. Deci răspunsul pentru doamna care ne-a adresat întrebarea este că, sigur, cancerul, suntem obișnuiți să vindecăm cancerul uterin cu condiția că pacienta se prezintă la timp. Iar principalul tratament în cancerul de uter este intervenția chirurgicală. Am fost obișnuiți de-a lungul timpului să auzim informația că acest cancer, sau cancerul în general, este mai agresiv la tineri. Se confirmă și atunci când vorbim despre cancerul din sfera genitală? Sigur. Noi vorbim despre cazuri și despre pacienți și mai puțin despre boli, pentru că boala respectivă aparține unui individ, în cazul de față unei femei. Și nu sunt două cazuri la fel. Aș spune că, în general, cancerele apar, cel puțin cancerele ginecologice, apar în general la femei de vârstă mai înaintată. În special, când vorbim despre cancerul de endometru, despre cancerul de ovar, cancerul de col uterin poate să apară și la femeia tânără sau la femeia în premenopauză. N-aș spune neapărat că un cancer, mă refer la cancerul de sferă genitală, n-aș spune neapărat că un cancer care apare la o vârstă mai tânără este neapărat mai agresiv. Până la urmă contează stadiul în care este descoperită boala, tipul histologic, agresivitatea pe care o are boala respectivă și cât de repede se prezintă pacienta la medic. În schimb, în cazul cancerului de sân, dacă pot să vorbesc un minut despre asta, și asta o spun ca și constatare practică, și anul acesta și anul trecut în special, chiar vorbeam cu colegii mei, personal am diagnosticat foarte multe femei tinere cu cancer la sân, motiv pentru care am și scris un articol, cancerul de sân la femeia tânără. Și spuneam acolo că se diagnostichează de multe ori mai greu, se diagnostichează de multe ori în stadii avansate și de foarte multe ori sunt forme agresive. Forme în care, deși formațiunea din sân nu e prea mare, sunt formele nediferențiate, triplu negative, deja cu afectarea ganglionilor, deja cu metastaze la distanță, oase, ficat, plămâni. Și sigur că în momentul în care stadiile sunt avansate și tratamentul poate fi mai dificil și ratele de succes pot fi mai mici. În cazul cancerului de sân, chiar personal am observat asta, la femeile tinere, tind să fie mai agresive. Nu spune neapărat în cazul cancerilor ginecologice că la femeia tânără boala este mai agresivă. Reau, vorbim despre fiecare caz în parte. Zâmbeam pentru că ediția de astăzi a avut cumva două planuri. La unul am renunțat împreună mai devreme pentru că ne-am propus să nu speriem, ne-am propus să încurajăm și să informăm pentru că asta este misiunea noastră. Nu vrem să ducem oamenii la medic pentru că i-am speriat, pentru că am băgat panică, ci pentru că au conștientizat singuri că este un domeniu important și este esențial să ne verificăm. Ca atunci când mergem cu mașina la meșterul care o cunoaște. Sunt investigații speciale care se pot face pentru a diagnostica cancerele genitale și aș vrea să vă întreb cât este important specialistul, medicul la care apelez. Așa cum ne-ați spus, zona aceasta de ginecologie acoperă foarte multă materie. Sunt medici care au ales să se supra-specializeze pentru că își doresc să facă performanță pe un anumit domeniu. Este recomandat să îi căutăm sau este suficient să mă adresez un medic ginecolog care mă va direcționa ulterior în funcție de ce va găsi acolo? Da. Cum spuneam, în primul rând, pacienta nu știe ce diagnosticare. Pacienta pleacă la medic în afara situațiilor în care merge la evaluarea de rutină și, cum spuneam, câteodată primește și vești neplăcute. Atunci când pacienta are o problemă, are o durere, sângerează, etc., din semnele menționate de mine, se îndreaptă către medicul ginecolog. Odată ce ai niște acuze care par să țină de sfera genitală, e normal să te îndrepți către medicul ginecolog. Pacientele se îndreaptă de regulă către medicul ginecolog curant, la care au mai fost, cu care sunt obișnuite, sau pacientele mai tinere, care poate nici nu au fost vreodată la ginecolog, merg la un medic ginecolog pe care îl aleg pe diferite criterii. Sigur că evaluarea în cabinet
până la urmă trebuie să fie standard, indiferent de medicul ginecolog care face această evaluare. Orice pacientă care are niște acuze care ar putea să aibă tangență cu o afecțiune oncologică, trebuie să fie consultat. Este, înainte de a trece la evaluare, trebuie să discuți cu pacient. Să vezi exact ce o supără. Are acuze, nu are acuze, de câtă vreme, ce factor de risc are. Adică trebuie să-ți creionezi un pic un tablou al acestei paciente. După ce ai avut această discuție, primul lucru pe care îl faci, trebuie să realizezi un consult ginecologic, standardul consult ginecologic, care înseamnă să te uiți, să palpezi, să recoltezi analizele locale, examenul Babeș-Papanicolaou fiind esențial, în special pentru leziunile precanceroase și respectiv canceroase ale colului uterin. Testarea HPV de asemenea este foarte importantă. După ce ai încheiat consultul ginecologic, din punctul meu de vedere, reflex, nu există consult ginecologic care să nu fie dublat de ecografie transvaginală. Este o metodă imagistică de elecție a evaluării aparatului genital feminin, care îți dă informații despre uter, atât despre corpul uterin, apropo de, și despre cavitatea uterină, apropo de cancerul de endometru, despre colul uterin, și colul uterin poate fi vizualizat foarte bine prin ecografie transvaginală, despre anexe, adică despre trompe, despre ovare, adică despre modificări de tip formațiune chistică, formațiune tumorală ovariană, care ar putea fi inclusiv cancer de ovar. Deci o ecografie transvaginală pe care medicul ginecolog o are la îndemână facil în cabinet, te ajută extrem de mult în diagnosticarea acestor trei tipuri de cancer. Sigur că în momentul în care, pe baza simptomatologiei și a evaluării clinico-imagistice pe care ai făcut-o în cabinet și pe seama investigațiilor care vor veni ulterior, recte, examenul Babeș-Papanicolaou, medicul ginecolog care a făcut inițial această evaluare ar trebui să se orienteze și să-și dea seama dacă are de a face cu o pacientă oncologică, cu o suspiciune mai mare sau mai mică de cancer. Oricât de sugestiv ar fi evaluarea din cabinet și oricât de sigure am fi noi că această pacientă prezintă un cancer, 100% nu știm decât în momentul în care ne vine rezultatul de la anatomie patologică în urma unei biopsii. Cancerul, până la urmă, se diagnostichează doar prin biopsie. În cazul cancerului de col uterin, spre exemplu, când spunem biopsie, ne referim la a preleva un mic fragmentel de la nivelul colului uterin, ne referim la a realiza o electrorezecție cu ansa diatermică, adică a îndepărta o zonă mai mare de la nivelul colului uterin, a face o conizație, adică o intervenție chirurgicală prin care îndepărtăm o porțiune și mai mare de la nivelul colului uterin, a face un raclaj biopsic endocervical. Acestea sunt manevre pe care le putem face unele dintre ele în cabinet, altele doar în blocul operator, adică în sala de intervenție chirurgicală. Atunci când vorbim despre cancerul de endometru, biopsia se referă în general la curetajul biopsic fracționat, adică raclarea pur și simplu a interiorului canalului cervical și a cavității uterine, sau modern, cel puțin personal așa fac de fiecare dată, îmi place să văd ce fac, totdeauna efectuez histeroscopie, adică o endoscopie uterină, pentru că îmi permite să văd și să iau decizii terapeutice intraoperator. Cancerul de endometru se diagnostichează că e curetajul uterin biopsic fracționat sau că este histeroscopie, este însă seama prin biopsie. Problema este la cancerul de ovar. Ce biopsie să faci la cancerul de ovar? Aici, apropo de cancerul de col și de cancerul de endometru, în general sunt manevre facile, manevre ușoare pentru noi ginecologii. Cancerul de ovar îl bănuim, dar nu îl diagnosticăm decât intraoperator. Deci cancerul de ovar îl diagnosticăm printr-o laparotomie, se cheamă, adică o incizie, o intervenție chirurgicală clasică, o incizie mediană, în care, de regulă, punem diagnosticul, pentru că prelevăm țesut sau îndepărtăm niște formațiuni tumorale mai mici sau mai mari din cavitatea abdominală și le trimitem la examen anatomopatologic extemporaneu, se cheamă. Adică o biopsie pe care anatomopatologul o realizează în timpul operației și, practic, noi deja știm diagnosticul, știm că avem de face cu un cancer de ovar și nu facem această intervenție chirurgicală doar ca să punem diagnosticul, ci și sancționăm chirurgical boala și, sigur, este vorba despre o intervenție chirurgicală de mare amploare și nu intru în detalii pe partea aceasta. În afară de a merge de la evaluarea din cabinet și ajunge la diagnosticul precis, adică la biopsie, sigur că se pune problema de a stadializa bolile respective, pentru că vrem să știm, bun, avem cancer de col, de endometru, de ovar, dar în ce stadiu este această boală?
În acest sens avem nevoie de analizele de laborator, analizele standard de sânge pe care le facem cu toții, avem nevoie de imagistică extensivă, care poate să însemne rezonanță magnetică nucleară de pelvis, abdomen, tomografie computerizată, cap, torace, abdomen, pelvis, depinde de la caz la caz, și alte tipuri de investigații, PET-CT, deci cu alte cuvinte, investigații, scintigrafie osoasă, investigații care să ne ajute să știm exact unde se află pacienta, pentru că în funcție de asta vom ști concret ce tratament trebuie să propunem acelei paciente. Dacă intervenția chirurgicală este potrivită, este utilă, câteodată diagnosticăm cancerul, dar ne oprim acolo. Nu putem să facem o intervenție chirurgicală, că boala e prea avansată. Nu ajutăm cu nimic pacienta, ba dimpotrivă îi facem rău. Alteori, intervenția chirurgicală reprezintă primul pas terapeutic sau poate singurul pas terapeutic în funcție de forma de cancer și de stadiul în care se află boala respectivă. Și mai sunt dator cu un răspuns, am întrebat la cine să meargă pacient. Așa cum spuneam, pacienta nu știe ce diagnosticare. Merge la, să spunem, primul medic ginecolog. Dar în momentul în care medicul ginecolog, care poate nu are o supra-specializare oncologică, constată că are de-a face cu o afecțiune oncologică care poate îi depășește competențele și experiența, sigur că acel medic va direcționa pacienta către un medic care are această specializare. Pentru că nu orice medic ginecolog de diagnosticat poate să diagnosticheze, dar din momentul în care a diagnosticat, nu mai poate să trateze sau să opereze un caz oncologic decât dacă are o supra-specializare în oncologie ginecologică, apropo de oncologia ginecologică. Dar pacienta nu poate să meargă din start gândindu-se numai la rău, numai la cancer, la ginecologul supra-specializat oncologic. Și se va duce într-o a doua etapă, probabil, în momentul în care va fi diagnosticată cu cancer. Asta dacă nu cumva medicul la care s-a dus din start, de exemplu cum ar veni în cazul meu, cum ar veni la mine, are această supra-specializare. Sigur, rămâne în continuare la același medic. Vă urmăm cu foarte mult drag și cu foarte mult interes și apreciez foarte mult claritatea mesajului. Aș vrea să vă întreb, sunt foarte multe paciente care au un buget alocat pentru situații medicale de urgență sau chiar și de rutină. La ce costuri ar trebui să ne așteptăm atunci când ne adresăm medicului ginecolog pentru a face aceste căutări basic? Să mă asigur că sunt sănătoasă sau în cazul în care se găsește ceva, ce fonduri ar trebui să-mi pregătesc? Vă pot răspunde la toate întrebările, dar cu întrebarea asta, ca să zic așa, m-ați încuiat, da? Nu mi-am dorit asta, vreau doar să știe lumea de acasă ce ar trebui să facă concret. Păi, așa cum știm, trăim în România, unde cu toții suntem asigurați medical și cu alte cuvinte ne putem adresa medicului de familie sau medicului ginecolog fără să ne coste absolut nimic. Și evaluarea ginecologică standard, ce am spus eu, a face un consult genital, a face o ecografie, a face un Papa Nicolau, a face o testare HPV, a face un banal consult clinic al sânilor, o ecografie de sân sau o mamografie, practic prin trimitere de la medicul de familie, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, acestea pot fi efectuate atât în unități spitalicești sau în ambulatori de stat, dar și în ambulatorii private. Asta în locurile unde există, vorbesc de privat acum, de sistemul privat, unde există contracte cu CAS. Acum, sigur că sunt și locuri în clinicile private, vorbesc acum strict de privat, unde nu există aceste contracte cu casa și unde pacientele, sigur, își achită evaluările. Iar aici, tarifele, ca să spun așa, la evaluarea în privat, sunt variabile de la spital la spital. N-aș putea să fac acum un calcul și era ultimul lucru la care m-aș fi gândit să vă dau niște costuri, dar cu siguranță pacientele care accesează internetul, ca să spun așa, pot să calculeze foarte ușor ce înseamnă consult, ecografie, Papa Nicolau, testare HPV, consult senologic sau ecografie mamară. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea. Sigur că da. Am făcut această... Ne-am adresat medicului, s-a făcut o diagnosticare corectă, s-a depistat că avem unul din cele trei cancere. Ce este de făcut acum? În ce constă tratamentul? La ce trebuie să aștepte pacienta? Cât este de lung traseul? Cât de des se va întâlni cu medicul ei? Da. Sigur, aici deja este complicat să discutăm pe fiecare boală în parte, dar să discutăm și la modul general. Eu am să încerc totuși să nu fiu foarte tehnic și să dau niște informații generale. Din momentul în care s-a realizat diagnosticul și eu mă refer când spun asta la rezultatul de la anatomie patologică, a venit rezultatul biopsiei și confirmă prezența unuia dintre aceste cancere, acea pacientă din acel moment va trebui să beneficieze de multiple investigații care să stadializeze boala, așa cum spuneam. Acea pacientă trebuie să știe exact, dincolo de
diagnostic, trebuie să știe exact în ce stadiu se află. Și doi, acea decizia medicală, dacă vreți, în cazul acelei paciente, nu va mai fi luată de un singur medic. Uh-huh. Vorbind despre tumor bord, orice caz de cancer, că este el de sân, de ovar, de endometru, coluterin, trebuie, acel caz trebuie să fie discutat de o comisie de specialiști, sigur, în cazul de față, de către medicul ginecolog cu specializare oncologică, de către medicul de radioterapie, de către medicul oncolog, de către medicul imagist, anatomopatolog, psiholog, etc. Deci, cu alte cuvinte, este o comisie largă care trebuie să discute cazul, pentru că fiecare caz are particularitățile lui. Dincolo de diagnosticul oncologic, pacienta are o anumită vârstă, are o anumită patologie asociată, are o formă mai mult sau mai puțin particulară de cancer, într-un anume stadiu. Fiecare caz trebuie discutat în parte și stabilit drumul, cum spuneați dumneavoastră, traseul, conduita. Pentru că, în funcție de tipul de cancer și de stadiu în care se află, câteodată primul pas este intervenția chirurgicală. Iar această decizie nu e chirurgul, nu e în cazul de față ginecologul. O ia această comisie. Dacă intervenția chirurgicală este primul pas, sigur, mai devreme sau mai târziu, pacienta este programată și va suferi o intervenție chirurgicală. Alteori, nu intervenția chirurgicală este primul pas. Câteodată, primul pas este chimioterapia sau radioterapia sau hormonoterapia. Depinde de la caz la caz. În general, însă, atunci când vorbim despre bolile oncologice, de multe ori, fără a fi obligatoriu, vorbim de o asociere de intervenție chirurgicală, chimioterapie, radioterapie, uneori hormonoterapie sau terapii țintite, iar secvența în care decurg aceste terapii, succesiunea în care decurg, este variabilă și depinde de fiecare caz în parte, iar decizia este luată de o comisie oncologică. Deci pacienta trebuie să aștepte la investigații și la evaluări care se întâmplă nu la un singur doctor, ci la mai mulți doctori. Ca să dau un exemplu practic să fie ușor de înțeles. Diagnostichez un cancer de coluterii. Am evaluat complet, l-am discutat în tumor board, apropo de comisia medicală, și luăm decizia. Ce facem cu această pacientă mai departe? Sigur, dacă este un cancer de col uterin, relativ la debut, un stadiu 1B, 1B1, 1B2, cu o tumoră nu prea mare, primul pas în 99% din cazuri este intervenția chirurgicală. Realizez histerectomia radicală, după care vine rezultatul de la anatomie patologică și vedem. Această pacientă postoperator are nevoie și de alt tratament. De multe ori se întâmplă că după intervenția chirurgicală pacienta nu trebuie să mai facă nimic. Dar alte ori are nevoie și de radiochimioterapie, spre exemplu. Dincolo de a face sau nu terapii suplimentare postoperator, această pacientă va trebui să fie urmărită postoperator. Cine o urmărește? Sigur, o urmărește medicul ginecolog în primul rând și asta înseamnă, de exemplu, în primii 2 ani, controle din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni, Papa Nicolau. În paralel, cine o urmărește? Medicul oncolog, medicul de radioterapie. Urmărire însemnând imagistică de monitorizare, pentru că atunci când vorbești despre cancer, poți vorbi și despre recidivă, poți vorbi și despre metastaze. Te interesează dacă tratamentul pe care l-ai aplicat a fost eficient, rămâne eficient și nu există nicio recidivă și nu apar metastaze la distanță în timp. Deci monitorizarea se întâmplă periodic și este realizată de către medici cu specialități diferite. Mă uit la ceas și mă enervez. De ce? Nu mă sperii pentru că mai avem un singur minut. Și aș avut două întrebări importante. Care este elementul Țintit esențial care determină prognosticul în cancerul ginecologic? Cel mai important element de care ținem cont atunci când vorbim despre prognostic este stadiul bolii. Sigur, sunt mulți factori prognostici, dar cel mai important este stadiul bolii. În momentul în care diagnostichezi o boală la debut, adică în stadiul 1, ai toate șansele să vindești pacienta și întotdeauna când diagnosticăm și operăm, în cazul meu de față operez un cancer în stadiul 1, plec la drum cu ideea că trebuie să vindec acea pacientă. Nu plec la drum cu ideea că amețesc cazul, ca să zic așa, 6 luni și atât. Nu, plec la drum cu ideea că o operez și o vindec. Sigur că dacă pacienta este într-un stadiu avansat, 3B, stadiu 4, deci într-un stadiu oricum avansat, în general nu poți să-ți propui vindecarea, ci paliația. Deci, cu alte cuvinte, cel mai important factor prognostic este stadiul bolii.
Aveți o campanie interesantă și pentru că doriți să preveniți aceste stadii avansate, ați participat și participați la această campanie. Ce ar trebui să reținem despre ea în câteva cuvinte? Este foarte important să reținem că ar fi bine cu toții noi medicii, și mă refer acum la mine și la colegii mei din spitalul în care lucrez, nu-i dau numele, să ne implicăm zi de zi, în primul rând în cabinet să informăm pacientele, dar să ne implicăm și în afara cabinetului, așa cum am făcut eu astăzi, să tragem un semnal de alarmă, să conștientizăm faptul că există aceste cancere ginecologice și că ele ar putea să fie diagnosticate ușor și la debut, cu condiția ca pacientele să se prezinte la medic. Putem rezolva aceste cancere, avem soluții pentru paciente cu o singură condiție. Veniți la medic chiar dacă nu vă supără nimic. Nu doar în stadii avansate, cu simptome persistente, când de multe ori nu mai putem face nimic. Veniți la medic chiar dacă nu vă supără nimic. Mulțumesc din suflet. Și abia să ne revedem în platoul nostru, pentru că aveți mesaje importante și utile nouă. Cu dragul tău. A fost cu noi dr. Cristian Jumuga. Vă încurajăm să aplicați urechea atunci când un sfat medical vine către voi. Ne vedem mâine la aceeași oră 4. La revedere!